Vorbim cu Cristi Buzatu, unul dintre capitanii de la Rapid Under 17. Ați avut o victorie frumoasă astăzi. Spune-ne cum a fost. A fost bine. Astfel de meciuri ne dorim să avem tot timpul. Ne dorim să ajungem cât mai mult, să evoluăm cât mai mult, cum am făcut și în ultima perioadă. La noi jocul se bazează pe un joc de echipă, nu individual. Și sperăm cu evoluții cât mai bune. Ați avut în prima etapă un meci care nu v-a ieșit foarte bine, ați pierdut, după care a urmat numai victorii. Ce s-a schimbat? Prin acea înfrângere am găsit puterea să ne motivăm și așa ne-am revenit. Astfel cu 3 victorii la rând. Vă țineți foarte aproape de cealaltă grupa noastră, de Under 19, care dă foarte multe goluri. Ați marcat și voi astăzi. E posibil să câștigați această serie? Eu cred că da. Cum am zis, și înfrângerea n-a fost... a fost pe greșeli individuale, jocul nostru fiind mai bun, consider eu, și sperăm că în meciurile care urmează, în retur, să câștigăm toate meciurile. Mulțumesc frumos!